În fiecare zi avem în față sute de reclame. La TV, pe TikTok, afișe, mașini și în cele mai random locuri. Iar eu m-am întrebat cum ar fi dacă aș cumpăra fiecare lucru ce mi este prezentat în reclamele pe care le văd. Așa că în videoul de astăzi o să mergem cu mașina și o să cumpărăm absolut fiecare reclamă care ne sare în ochi. Eu încerc să țin bugetul de la clipul de astăzi destul de mic, adică nu vă imaginați că văd acum reclamă la mașini, elicoptere și le cumpăr, că totuși... Păi de ce? Și uite, prima reclamă oficială e la Kaufland, așa că Kaufland se zice 4.3 km. Mergem în față, pentru că astăzi aparent o să ne facem cumpărăturile de la Kaufland, prima reclamă pe care am văzut-o, care nu este să cumpăr imobiliare în Nord, puii mei. Bă, bune, am mers pe Iancu Nicolae și erau numai reclame la apartamente. Dar cine-s eu, Țiriac? Da, băi, jur. Ok, deci continuăm aici cu alt semn către Kaufland. Mai avem 2,5 km. Nu mai e mult. Am ajuns aproape la Kaufland și m-am gândit ca îmi fac de aici cumpărăturile pentru ziua mea. Pentru că când vedeți voi vlogul ăsta, cred că s-ar fi întâmplat deja ziua mea. Dar dacă n-ați avut timp să-mi luați un cadou, ați putea foarte bine să apăsați pe butonul de like și pe subscribe, pentru că m-ar face să mă simt super împlinit. Ce-ar fi cel mai frumos cadou de ziua mea? Mai ai 10.000 până la 1 milion? Da, da. Wow. Cât de frumos ar fi fix de ziua mea să fac 1 milion, nu se întâmplă, dar... Wow, mamă. A man can dream. Dacă pot să fac asta, ce-mi dai? De ce vrei să-mi cumperi subscribe? Nu, dacă pot să fac asta, ce-mi dai? Nu știu, ce vrei tu. Bine, ok, aveți pe video asta. Ok. Așa, băieți, deci cam astea-s cumpărăturile, nu știu dacă o să ne ajungă dacă nu mai dăm comandă și de mâncat cred că o să luăm mai mult pizza. Gata, am făcut cumpărăturile de la Kaufland, hai să continuăm să vedem ce reclame ne mai apar. Ok, suntem acum pe DN și ne uităm pe aici să vedem ce reclame mai vedem. Uite, avem asta la Selgros, dar deja am făcut cumpărăturile, nu cred că are treabă. De o dată reclamă la BMW, ete, puro, cumpărăm BMW. Salut, salut, frate! Cu aia se pune ca reclamă? Care? Uite că-s două mini-uri sus acolo. Normal că se pune ca reclamă, spune ce vrei tu. Cât costă un mini? Nu știu. Hai să vedem. Uite cât de mișto sunt astea noi, frate. Uite câte mini-uri sunt. Da. Ok, hai să vedem. Nu vrei un de ăsta? Reclama e la Bavaria. Nu, reclama e la mini. Hai să mergem să întrebăm cât e un mini cupă. Ok. Ok, deci am ajuns la etajul 1 unde este despre mini cupăre și hai să vedem, eu l-aș lua pe cel mai ieftin, vrei să te mint? Și eu pe ăsta. Ok, deci ne-am uitat peste tot și ăsta pare să fie cel mai ieftin model. Cred că costă undeva la 35.000 de euro și nu știu cum să vă explic, dar nu am random 35.000 de euro la mine, așa că va trebui să dăm un telefon, să vorbim cu sponsorii, să vedem dacă poate să ne ajute. Bă, oricum, cea mai proastă, like, nici măcar nu-mi place mașina asta, dar am zis că cumpărăm fiecare reclamă, așa că hai să vedem cum facem rost de ea. Ok, deci am venit la un birou și acum vrem să întrebăm care e cel mai ieftin mini pe care putem să-l cumpărăm de aici, că... Oh, aveți și rulate deja? E rulată, da. Ah, da, de fapt, pentru cel mai ieftin... Ok, deci ăsta e uzat. Da. Uzat. Deci cel mai ieftin e 22.500. 26 te va inclus. 26. Ok, deci vedeți acolo mini cupărele care sunt puse. Alea par modelele mai vechi, să zic așa, și se pun ca reclamă. Deci am vorbit la telefon cu sponsorii și n-au fost prea fericiți să audă că am nevoie de 26.000 pentru un Mini Cooper, așa că nu mi-au dat. Dar, din fericire, există o soluție dacă vrei să-ți cumperi mașina preferată și nu ai bani să o cumperi nouă. Și anume, să o cumperi la mâna a doua. Și până la urmă asta am făcut, pentru că am un secret care vă va ajuta foarte mult dacă vreți să cumpărați mașini rulate și anume Car Vertical. Folosesc Car Vertical cred că deja de vreo 2 ani de când am început să cumpăr mașini și nu m-a lăsat niciodată baltă, pentru că în raportul ăsta de pe Car Vertical îmi arată dacă a avut daună și cât de mare e, pentru că știu că a avut numai o bară vopsită, eu tot pot să merg la omul ăla și să zic, băi, a avut bară vopsită, mai lasă, știu, 102 acolo la preț, știi, gen de bun simț. Iar aveți pe raport și dacă a avut kilometri dați înapoi, pentru că dacă omul zice că n-a avut kilometri dați înapoi și tu-l vezi acolo că a avut, habar n-ai câți kilometri a mers mașina asta, dacă mai te duce până la colț sau nu, pentru că niciodată nu știi motivul pentru care au fost dați kilometri înapoi. Și mai aveți pe site și dacă mașina a fost taxi sau furată. Pentru că probabil vă amintiți ultima mașină pe care am vrut să o cumpăr, Mustangul ăsta.
Deci ați văzut cum arăta mașina în anunț, da? Uitați poze, așa arăta mașina asta. Și mi-a zis că a vopsit-o ea. Deci ea e vopsită, că pe așa trebuie să fie vopsită să poată să o repare, puii mei. Și acolo care verticalul m-a ajutat să numeau o țeapă de 18.000 de euro sau cât cerea tantia aia pe mașină. Doar că la faza aia puteam fi și mai inteligent să-i cer seria de șasiu de acasă și mi-ar fi costat un raport car vertical mai puțin decât m-a costat benzina să mă duc până acolo și să mă întorc. Deci e imposibil să nu scoți bani cu el, mai ales că dacă folosești codul ZBÂR, o să-ți dea și reducere de 20%. Dacă folosești și codul ZBÂR și îți cumperi și 3 rapoarte în același timp, atunci o să ai chiar cel mai mic preț posibil. Ok, asta e următoarea zi și să vă zic cum am reușit să cumpăr Mini Cooper-ul ăsta. Inițial pusesem ochii pe Mini Cooper-ul ăsta pentru că arăta destul de bine în anunț, dar i-am cerut seria de șasiu la băiat, am băgat-o pe car vertical și uitați aici ce schelet avea în dulap. Așa că am mai căutat și am găsit una galbenă. Am verificat-o pe car vertical și totul arată cum trebuie. Sunt doar lumini verzi, n-are accident, n-are kilometraj dat înapoi, n-a fost taxi și, mă rog, n-a fost niciun mini-taxi și n-a fost nici furată. Așa că am mers acolo să mă văd cu omul și omul ăsta a fost chiar foarte onest. Mi-a mai zis că mi-a zis ce a schimbat la ea când mai trebuie să fac schimburi de plăcuțe și toate prostiile astea. Și acum mergem să vi-l arăt. Și mă gândesc că Mini Cooper-ul ăsta s-ar putea să ajungă la unul din voi. Așa că rămâneți până mai încolo să le explic cum facem. Asta este Mini-ul pe care am reușit să-l găsesc. Haideți să vi-l arăt așa puțin, pentru că mie mi se pare o mașină superbă la ce mare am putut să dau pe ea. Asta e Mini-ul. Singurul defect pe care aș zice eu că-l are este faptul că nu are butoane pe telecomandă și trebuie să-l pui așa. Asta nu mi se pare o problemă. Se putea să aibă și butoane pe telecomandă. Având în vedere că nu știu ce să fac cu el, avem două opțiuni. Unu, ori o să-l dăm cuiva, doi, o să-l distrugem. Așa că m-am gândit să fac o provocare pentru voi și anume, dacă reușim să strângem 50.000 de like-uri în primele 24 de ore de când postez video-ul ăsta. Deci dacă strângem 50.000 de like-uri în prima zi, mă rog, 30 de ore, cât o fi acolo, că nici eu nu sunt cu bucă, cineva care își cumpără un raport car vertical astăzi, o să primească mașina asta cadou de la mine. Dacă nu, e bine, o să distrugem mașina de tot. Așa că mingea este în care o vostru, dacă dați 50.000 de like-uri, mașina asta pleacă către unul din voi, dacă nu, o distrugem. Aveți linkul în descriere dacă vreți să vă luați un raport car vertical să vă înscrieți în cursă. Folosiți și codul ZBÂR pentru 20% reducere și hai să continuăm să vedem ce reclame mai cumpărăm astăzi. Europa FM. Europa FM, gata. Ascultăm Europa FM. Doar că propriu zis, nu pot să mă filmez cum ascult Europa FM, că o să-mi dea copyright pe vlog și nu o să fie deloc funny, dar credeți-mă că o să ascult Europa FM într-un spre casă. Încă o reclamă pe care am văzut-o peste tot e asta la Cineplex. E și aici, e și acolo și peste tot, așa că o să mergem la Cineplex să vedem un film. Ne alegem de acolo un film drăguț și vedem cum e. Acum când plecam de la film, mi-a dat păstorii reclamă la Beach Please, așa că hai să trebuie să cumpărăm bilete. Mai bine ia sub mașină. Păi am luat deja una. 3500 de lei. Le luăm. Mergem și le dăm random dacă. Băi, eu știu cu de reducere. Poți? Ok, 15 bilete, mergem și le dăm random la persoane care s-au abonat. Și să la... ai bani mulți, bă. Bă, și două coduri nu merge. Ah, scrie unul normal. Revenim după ce le avem cumpărate și le dăm random pe aici, dar numai dacă e lumea abonată, așa că abonați-vă și voi dacă n-ați făcut-o încă, că poate ne întâlnim așa cu voi prin mall. Și văd ce se vedeți pe Center City și The Baby. Da, da, 6ix9ine nu mai zic, mă rog, da. E foarte useful să fii abonat, deci dacă nu v-ați abonat încă, apăsați acum pe subscribe. Ok, deci am luat aici invitațiile, am aici un cod QR și de-aia nu pot să vi-l arăt și mergem acum să printăm biletele și să le dăm la oameni. Ok, deci la ce film mergem? Deci fii atent că reclama a fost la cinematograf. Ok, deci eu le filmul? Da. Bă, nu l-am văzut pe ăsta, cu Pavel Bartos. Da, cu Bartos. Da. Hai să luăm. Tu l-ai văzut? Da, da, păi vreau să-l văd o dată. Bună, este good, nu vezi mergem la altul, uite, mai bine mergem la cabana. Stai, coi, acum, cine e ăsta? Batista? Ah, what the fuck? El e Batista for real? Da. Uite că am găsit și reclamă cu Ramon, totul cum trebuie. Hai să luăm bilet. Gata, am intrat și la film, Eddie a luat-o în față și... Hai să vedem care-i treaba. Gata, băieți, am ieșit și de la film, părere?
senzațional. Mai abia aștept să fumez un fiz ăsta. Mă rezistam. Ok, fiam, o să zic foarte încet ca să n-audă și restul. Deci, fiam, ești abonat la canalul meu? Da, la ambele. Ia, arată-mi. S-ar putea să primești o surpriză. Ți-a luat bilet la Beach Please? Nu. Unu. Unu. Așa. Uite, frate. Uite, un bilet la Beach Please. Nu cred. Ba da. S-a mărtut. Da, uite, bine. Uite-l. Nu-l filma, nu-l filma. A, nu, 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 nu-l filma. Lambele. S-a mărtut, n-am așteptat toată viața la chestie. Te pun, bro, să-l folosești sănătos. Faci o poză cu mine și te pun. Da, bro. Nu, stai, fii atent, facem și pe video poză. Exact, exact. Și faci și tu. Hai să vedem dacă e fita lui abonată și merg împreună la festival sau nu. Sau puneți... Oricum, iau eu bilet. Ok, dacă... Tocmai am făcut un cadou iubitului tău. Ești cumva abonată la canalul meu? Eu sunt, eu te urmăresc zilnic și pe tine și pe tine. Te pup. Păcate o să trebuie să iei tu bilet ei. Asta e. Deci iubitul tău a primit un bilet la Beach Please. Wow. Și tu nu. Ok, deci ce sunteți cumva abonați la canalul meu? Hai să vedem, hai să vedem. Nu, eu nu sunt. Nu e? Te-ai uitat la video? Nu. Niciodată? Nu ești așa, după față. La Mădălin nu e și la Zbâr, zbir. Cu siguranță, nu. Hai. Mulțumim. Mersi. Ok, deci, e vreunul din voi abonat la canalul meu? O să-mi arăți? Okay. Ia, hai să vedem. Da. Arată-mi direct aici telefonul să nu faci vreo șmecherie. Eu stau cu ochii pe ăsta, tu pe ăla. Okay, okay, okay. Aici avem, am fost eu atent. Din măcate doar tu ești abonat. Și am un cadou pentru tine. Ți-a luat bilet la Beach Please? Și la Zbâr Zbâr. Ți-a luat bilet la Beach Please? Da, dai-mi un cadou pentru tine. Să nu-l arăți la nimeni. Da, da, vezi că... Că ți-l fură. Să nu faci poză la codul QR, că acolo intri. Păi, zici că ne-am vorbit cu el să nu facă nicio reacție. Propop, salut! Ne mai uităm puțin, dar văd că foarte multă lume nu s-a abonat, că probabil și dintre voi care vă uitați mulți încă nu v-ați abonat, deci apăsați pe butonul de subscribe să nu vă întâlniți cu noi și să fie ceva de câștigat și să pierdeți pentru că nu v-ați abonat. Hai să vedem dacă mai găsim pe cineva. Ok, deci sunt frumos, sunt aranjat. Ești extraordinar, mai ales părul ăla, cred. Ok, deci, ești cumva abonat la canalul meu de pe YouTube? Da. Poți să-mi arăți? Hai să vedem. Emoții. Emoții puține. Emoții. Și că toată lumea când vede videourile ce am, că doar nu mă întâlnesc eu cu el, știi? A? E abonat. Bine, bine. Am bine. Câți ani ai? Câți ani? 17. Bine, are barbă, se vede. Ți-a luat bilet la Beach Please? Nu. Uite aici, unu. Bă, da! Plăcere, frate, ne vedem acolo. Și mersi foarte mult că ești abonat. Cu clopoțele, nu? Da, și clopoțele, foarte important. Hai, te păvăm! Ok, frate, deci fii atent. Ești cumva abonat la canalul meu de YouTube? Da. Ia. Yeah. Hai yeah. Să vedem. Yeah. Cred că sunt la celălalt. Ia, hai să vedem. Poate la celălalt canal. Da, măi, abonat la canal secundar, se pune. Abonează-te și la canalul principal. Hai, am un cadou pentru tine. Ți-a luat deja bilet la Beach Please? Nu. Ți-am luat eu. Mersi mult, de tot, bro, nu pot să cred. Mamă, frate, chiar voiam zilele astea să... Bă, da, trebuia să te fii grăbit, chiar că mai au puțin și chiar că ăștia prețul și... Da. Oh my god, aia e reclamă la Mac? Da. Înseamnă că mergem la Mac? Mergem la Mac, dar trebuie să ne luăm sandwich-urile aia noi. Tu ce faci? Nu mănânci pe ăla? Da. Următoarea reclamă pe care am văzut-o aparent la Mac, hai să mergem la Drive. Ok, deci avem aici Big Tasty ăsta nou și sincer să fiu, nu prea mi-am niciodată Big Tasty, cred că am mâncat numai o singură dată în viața mea. Hai să luăm o gură din el, să vedem dacă a funcționat reclama sau nu. Cum? E ok. E foarte ciudată, chifra, pare reîncălzit sau ceva. Da, mă rog, e ok. Ok, deci a venit o fată când eram la Mac și ne-a adus două plăcințele care a zis că ne știe de pe YouTube și avem aici toate invitațiile pe care le-am scos la Xerox ca să le dăm pentru subscriber și cum le-a recunoscut de pe YouTube, o să mergem să-i dăm ei prima invitație, dar nu cred că poate să apară în timp ce la serviciu. Și acum, în outro, nu uitați să dați un like ca să strângem 50.000 de like-uri să plece mașina asta către voi, că dacă nu, în următoarele vloguri o să o distrugem. Dacă se strâng până la urmă 50.000 de like-uri, mașina asta o să plece către cineva care își cumpără un raport pe car vertical în ziua de astăzi. Folosiți codul ZBÂR ca să aveți reducere de 20% și noi ne revedem la următorul vlog, în care sper eu că o să o distrugem.